Bun venit la Ministerul Afacerilor Externe. Vă mulțumesc și eu pentru că ați răspuns prompt invitației noastre. Am avut inițiativa de a lansa această serie de dezbateri interactive pe teme de interes și maximă actualitate în domeniul politicii externe, pentru că aceste dezbateri sunt foarte importante pentru noi. Sunt foarte importante pentru Ministerul de Externe, sunt foarte importante pentru politica externă a României. În primul rând, lansarea acestei serii de evenimente, dialoguri la Ministerul Afacerilor Externe, vine din nevoia de a discuta într-o manieră deschisă, cum spunea și colegul meu, domnul Ioniță, alături de societatea civilă, alături de experți în domeniu, dar și alături de corpul diplomatic acreditat la București, preocupări majore de politică externă, de interes major pentru România, pentru partenerii noștri. Sunt domenii și tematici care presupun o reflecție strategică. În al doilea rând, dorim să profităm de expertiza și analiza dumneavoastră pentru a utiliza în mod eficient în poziționările noastre, în evaluările noastre. Prin intermediul acestor dezbateri vom putea împărtăși dumneavoastră cu mediul academic, think tank-uri de profil, reprezentanții ai mass media, alți reprezentanți ai societății civile care sunt activi în acest domeniu, eforturile conceptuale ale Ministerului de Externe, prin care contribuim la conturarea, definirea și implementarea politicilor la nivel european și internațional. Sunt convins că acest exercițiu de dialog deschis și interactiv va fi reciproc avantajos și că vine în întâmpinarea dorinței de consultare deschisă a opiniei publice, dorință care există și la nivelul societății civile pe teme de politică externă. Această modalitate de interacțiune va continua în perioada următoare, cu organizarea regulată a unor ediții ale dialogurilor la MAE pe tematici relevante cu impact direct asupra politicii noastre externe. Profit deja să menționez că următoarea ediție a dialogurilor se va desfășura pe 23 aprilie și se va concentra pe revizuirea politicii europene de vecinătate cu accent asupra parteneriatului estic și, evident, pe contribuția României la acest proces. Este, dacă vreți, o veritabilă platformă de dialog pe care am inițiat-o și care ne permite să evaluăm împreună aspecte de impact pentru politica noastră externă. Tema pentru astăzi este revizuirea strategiei europene de securitate și nu este întâmplătoare alegerea noastră, pentru că în iunie 2015 Consiliul European va fi dedicat securității și apărării, va avea pe agendă și acest subiect. În plus, contextul actual de securitate din vecinătatea Uniunii Europene, atât vecinătatea estică, cât și vecinătatea sudică, impune cu necesitate o reflecție strategică asupra celor mai bune modalități de răspuns la nivelul Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Externe a fost activ pe această dimensiune la nivelul Uniunii Europene. Am elaborat un document de poziție pe care l-am circulat recent la Bruxelles și tuturor statelor membre. El conține viziunea noastră asupra modalității în care Uniunea trebuie să se raporteze la evoluțiile de securitate actuale și viitoare. Veți primi de altfel la finalul acestei dezbateri un material cu principalele linii ale documentului de poziție pe care l-am transmis la Bruxelles. Am propus revizuirea strategiei de securitate a Uniunii Europene. Un asemenea demers ne permite să convenim împreună asupra riscurilor și amenințărilor la care este supus continentul și statele noastre și să elaborăm inclusiv prin prioritizare un răspuns comun. Din perspectiva noastră, Uniunea Europeană are un rol important nu doar în plan politic, economic, social sau al asistenței sau al dezvoltării, dar și în sfera securității. Acest rol a fost pus în evidență în 2003, când actuala strategie europeană de securitate a fost adoptată. Acel document din 2003 a căutat să surprindă la acel moment care sunt interesele membrilor săi într-o viziune comună în beneficiu cetățenilor europeni. Numai că mediul internațional de securitate s-a schimbat în mod semnificativ față de anul 2003. Prima frază din strategia de securitate europeană din 2003 este grăitoare în acest sens. Prima frază spunea în felul următor: Europa nu a fost niciodată atât de prosperă, sigură sau liberă. Pe fondul instalării crizei financiare globale, aspectele de securitate la nivelul Uniunii Europene au fost împinse cumva într-un plan secundar.
Această situație s-a modificat fundamental odată cu transformările majore la care asistăm astăzi în vecinătatea Uniunii Europene, la Est și la Sud. Din nefericire, Uniunea Europeană se confruntă astăzi cu un veritabil arc de instabilitate profundă la frontierele sale, iar răspunsul nostru trebuie să fie cât mai unitar și coordonat. Fără a diminua din meritele documentului programatic din 2003, care de altfel a fost evaluat într-un raport de implementare a strategiei de securitate europene din 2008 și ale cărui principii le putem susține și astăzi. Ne aflăm în prezent într-o nouă etapă care necesită o reexaminare atentă a actualelor realități. Această reexaminare poate lua forma unei strategii de securitate noi sau revizuite sau eventual a unei strategii globale a Uniunii Europene. Nu este pentru prima oară când România a propus la Bruxelles o revizuire a strategiei de securitate. Încă din 2012, Ministerul de Externe a promovat această necesitate și a discutat rațiunile acesteia cu parteneri strategici importanți, de exemplu cu Polonia. Domnul ambasador va putea să vă spună mai multe despre exercițiile noastre comune de reflecție în cadrul dialogului strategic româno-polonez. Indiferent însă de configurația finală pe care o va lua acest exercițiu, consider că acest demers este necesar. Readaptarea trebuie să facă parte din viața unei organizații care caută să se amelioreze în mod constant în beneficiul statelor membre și al cetățenilor săi. La Est, securitatea europeană este afectată de asertivitatea în creștere a Federației Ruse, care a recurs la schimbări ale frontierelor și la o conduită în afara dreptului internațional. Alterarea integrității unui stat, recurgerea la forme hibride de război, utilizarea altor tipuri de presiuni politice sau economice, inclusiv în domeniul energiei, reprezintă acțiuni cu impact negativ și pe termen lung asupra întregului continent. Și constatăm, din păcate, că aceste acțiuni sunt însoțite și de luări de poziție amenințătoare sau provocatoare, cum sunt cele pe care le-ați putut observa în ultima săptămână. Salut poziția pe care ieri NATO a adoptat-o, ea reflectă întocmai poziția României față de aceste mesaje și repet faptul că nu suntem deloc intimidați de acest tip de retorică. În Sud trebuie să facem față dispariției controlului efectiv al unor frontiere pe largi segmente de teritoriu, ceea ce fragilizează statele, generează probleme multiple și interconectate, terorism, migrație necontrolată, trafic ilegal de persoane și substanțe interzise, alături de probleme structurale, cum sunt cele referitoare la radicalizare, lipsa oportunităților și educației pentru tinerele generații. Acestea creează un mediu propice ascensiunii de entități non-statale, precum ISIL sau Daesh, care pun sub semnul întrebării prin acțiunea lor, valorile și principiile noastre din cadrul Uniunii Europene. În aceste condiții, adaptarea Uniunii Europene trebuie să aibă loc cât mai repede și trebuie să pornească de la o viziune strategică, pentru că dispunem de resurse relativ limitate, economiile multor state membre continuă să se confrunte cu dificultăți, niciun stat nu este în măsură să-și asigure integral securitatea prin mijloace proprii. Intensificarea cooperării și armonizarea diferitelor interese trebuie, prin urmare, să constituie o prioritate pentru membrii Uniunii. În ce ne privește, considerăm că vecinătățile Uniunii Europene trebuie să fie mai bine reflectate într-un viitor document programatic, indiferent de titulatura sa finală. Trebuie ca Uniunea Europeană să se implice mult mai hotărât atât în Est cât și în Sud, inclusiv prin recurgerea la abordarea cuprinzătoare în materie de conflicte, inclusiv cele prelungite, și crize. Dacă eșuăm în imediata noastră vecinătate, ce rol ne-am mai putea asuma ca Uniune la nivel global? În egală măsură, Uniunea Europeană trebuie să continue să-și dezvolte capacitățile civile și militare, care sunt încadrate de politica de securitate și apărare comună. Experiența bogată pe care Uniunea Europeană a dobândit-o în peste 30 de misiuni civile și militare trebuie să fie mai bine reflectată și să dobândească un rol proeminent. Trebuie subliniat că România este proactivă în susținerea politicii comune de securitate și apărare. Ultimele statistici ne plasează pe locul 6 între contributorii Uniunii Europene cu personal secondat la misiunile și operațiunile sub egida politicii de securitate și apărare comună și pe locul 1 la personalul contractat.
De altfel, acum 2 ani eram pe locul întâi între toate statele membre, înainte de retragerea contingentului românesc din misiunea EULEX Kosovo, ceea ce spune multe despre modul în care România și-a construit acest profil de specialitate în cadrul Uniunii Europene. Pledăm în continuare pentru coordonarea cu NATO în procesul de dezvoltare a capabilităților militare. Rolul Agenției Europene de Apărare, ca principal generator al cooperării între statele membre, trebuie să fie mai bine conturat. Relația dintre Uniunea Europeană și NATO se impune să fie mai bine valorizată. Mare parte din statele membre ale Uniunii Europene sunt și aliați ai NATO, astfel că o intensificare a cooperării pe toate planurile este naturală. De altfel, NATO și-a revizuit deja conceptul strategic în 2010 și nu este imposibil ca evenimentele recente din vecinătatea noastră să impună o nouă revizuire a sa. Securitatea energetică este iarăși o componentă esențială a prosperității unei țări și este important ca Uniunea Europeană să dezvolte conceptul de realizare a Uniunii Energetice. Aceasta va avea un rol major în întărirea coeziunii și solidarității între statele membre, implicit fiind consolidată capacitatea Uniunii de a face față crizelor sau presiunilor externe. Nu trebuie să fie neglijate nici salturile științifice și dezvoltările în sfera tehnologiilor informației, care, dincolo de oportunitățile oferite, au condus și la apariția și dezvoltarea de noi amenințări, respectiv cele provenite din spațiul cibernetic. Putem fi expuși unor riscuri importante dacă apărarea cibernetică nu este asigurată, astfel că susținem realizarea de progrese și pe această linie. Pe lângă toate aceste aspecte, nu trebuie să fie neglijat nici faptul că Uniunea Europeană a trecut prin extinderi succesive, de la data adoptării strategiei de securitate din 2003, tratatul de la Lisabona a intrat ulterior în vigoare, a fost creată între timp și o nouă arhitectură instituțională, Serviciul European de Acțiune Externă. Prin urmare, avem nevoie de, pe de-o parte, o abordare cuprinzătoare a vecinătății noastre din Est și din Sud, avem nevoie de dezvoltarea eficienței, vizibilității și impactului politicii comune de securitate și apărare, avem nevoie de o relație privilegiată între Uniunea Europeană și NATO, avem nevoie de întărirea relației transatlantice, avem nevoie ca interesele Uniunii Europene în Asia Centrală să fie mai bine reprezentate, avem nevoie de dezvoltarea securității energetice, avem nevoie de dezvoltarea securității cibernetice, avem nevoie de o abordare complementară și globală în același timp între o strategie de securitate europeană revizuită și strategiile sectoriale ale Uniunii Europene, avem nevoie de dezvoltarea unei culturi europene de securitate. Nu în ultimul rând, trebuie să lucrăm la recunoașterea rolului crucial al comunicării strategice a Uniunii Europene. Toate aceste aspecte trebuie să fie, în opinia noastră, reflectate într-un nou document programatic care să fie adaptat noilor realități. Pentru că dorim o Uniune puternică, echipată pentru provocările actuale și de perspectivă, cu mijloace credibile la dispoziția sa, de aceea este utilă definirea unei viziuni strategice comune. Revin asupra importanței de a dezvolta o cultură europeană de securitate, pentru că această viziune va putea avea inclusiv rolul de a contribui la formarea acestei culturi, care să depășească raportarea la poziționarea geografică a fiecărui actor în parte. Mă opresc aici și voi urmări cu foarte mult interes intervențiile colegilor de panel. Vă mulțumesc!